Toată lumea este fericită în noul nostru oraș, așa că m-am gândit, fraților, ca un polițist bun și, bineînțeles, ca un om din New Life care chiar se ocupă de oamenii lui. Așa că, da, fraților, avem ceva pregătit pentru ei, după cum vedeți aici, ia uite, am pregătit un mic concurs. Cine iese ultimul din cerc o să câștige. După cum vedeți acolo sunt niște chestii, dar în primul rând încă premiul mare nu este aici. O să vi-l arăt după să vedeți cum se treaba. Aici avem niște paturi pentru că fiecare trebuie să aibă și un pat și o sabie. Și văd acolo multe poze, nu știu cine a pus pozele acolo. Cred că a venit cineva să spioneze pe aici, dar mă rog. Ideea următoare, că m-am gândit să vin la mall aici să vedem dacă îl găsim pe X Andrei, pentru că el este proprietarul mall-ului și ar trebui să stea aici. După cum vedeți, lumea deja și-a făcut magazine. Văd că oh my god, și-a făcut Oana aici magazin de plușiuri. Ștefan și-a făcut aici burgeria lui Ștefan. Ia uite, și e incredibil ce se întâmplă pe aici, dar uite că X Andrei este aici. Salutare, domnul X Andrei, proprietarul șefului. Salutare. Domnul X Andrei, am venit și eu cu o mică propunere din partea primăriei / poliției, să zic așa. Dacă mă lăsați să iau, cred că ați văzut afară de fapt. Ați văzut că este un cerc și cu multe camere, nu? Am văzut cercul. Deci, ideea e că am venit la mall. O să vreau mașina dumneavoastră din mall ca premiul cel mare și în schimbul ei o să vă aduc o mult mai importantă mașină, mult mai scumpă, mult mai șmecheră. Ce ziceți? Ok. Doar că problema este că mașina aia șmecheră nu putem să o facem momentan, dar promit că vă aduc, ok? Deci, uite, o să o iau pe asta. Okay. Puteți să veniți după mine, domnul proprietar al mall-ului, veniți încoa. Văd că vă faceți și dumneavoastră un magazin, interesant. Ok, și duce mașina, uite. Deci aici este premiul cel mare. Ia, trebuie să orientăm frumos. Bam. Uite, domnul Andrei, asta este premiul cel mare. Deci, nu vă uitați încă în gesturi, nu trișați. Cred că și dumneavoastră vreți să participați, pentru că, până la urmă, sunt 100 de năsoși gratis. Pentru că dumneavoastră puteți să o vindeți la dealership-ul lui Ștefan și el vă dă banii pe ea, ok? Da. Așa că e timpul să îi chemăm pe toți, ok? Ia, scriem aici, haideți toți la mall. Ia să vedem, ia că am scris. Îi așteptăm aici și chiar sunt curios cum o să reacționeze, pentru că, până la urmă, e cel mai mare premiu la vreun concurs făcut în New Life până acum. Adică 100 de năsoși e insane, Andrei, e prea tare rău de tot. Ia, mamă, uite cum vin, mamă, uite cum vin pe rând. Doamne, ia uite-i. Mamă. Salut, bună ziua, doamna Oana. Bună, domnul Fonzo. E toată lumea, cred că ei sunt toți cei care sunt trăiți, sau mai lipsește cineva? Nu cred că mai lipsește nimeni. Noi suntem toți care suntem trăiți. Deci, ideea este că ăsta așa, deci 2, 4, 6 oameni. Bă, e perfect, mă așteptam să vină mai mulți, dar e ok. Ia, vreau să văd ceva, da, arată-mi. Opa. Ce e aia? Ia arată iară. Opa. Mă, ce? Ia dă-mi și mie, te rog. Dăm. Hai că tu, că ești șeful poliției, trebuie să-l guști. Dă-mi și mie. Mamă, bă, nu mi-e foame momentan, dar punem aici deoparte. Ia și tu. Ia că tot tuturor câte un Big Mac. Mamă! Oiuiui! Mamă, cât de mare e Big Mac-ul ăsta. Ok, deci hai să trecem pe lângă, mâncăm după. După o să mergem la restaurant cu câștigătorul, o să vedeți, o să facem foarte multe chestii. Dar ideea următoare, cred că vedeți cercul ăla din spatele vostru, puteți să vă uitați, uite aici. Da. Deci cred că v-ați dat seama că o să facem un mic concurs. Cine iese ultimul din cercul acesta roșu o să primească acea mașină în valoare de 100 de năsoși. Wow, ok, și dacă nu vrem și câștigăm? Dacă o câștigați, puteți să o vindeți la dealership-ul lui Ștefan, adică al tău. Și tu o să fii obligat să le dai 100 de năsoși din bancă, bineînțeles. Și dacă o câștig eu, dacă o câștig eu, îmi dau banii înapoi? Poți să-ți iei banii înapoi, da, și să dai mașina în dealership și poți să iei 100 de năsoși gratis. Dar oricum, crede-mă că nu o să câștigi, 100% nu câștigi. Da, e posibil, e posibil. O, domnul Caluga? Este. Domnul Caluga, salut! Mamă, a fost în hibernare. Încă trăiți? Oh my god. A fost iarnă. Mamă, deci voiam sincer, eu și cu domnul Ștefan să vă scoatem plutul, domnul Caluga, pentru că n-ați plătit taxele deloc, să știți, deloc. Deci, o să vă explic regulile ca să știți exact ce trebuie să faceți. Sabia aia nu aveți voi să o folosiți pe coechipierii voștri din cerc. Voi aici o să vreau cumva să fie un joc al prieteniei. Nu vreau să vă împingeți. Cine împinge pe cineva o să fie descalificat. O să fie dat afară și acel om care a fost împins o să fie băgat automat înapoi. Ai înțeles, Cristinel? Nu poți să trolezi pe nimeni, să știi. Nu poți să trolezi pe nimeni. Eu am camere. După cum vedeți, am camere peste tot. O să vă urmăresc în orice secundă. Așa că, mă, ce se întâmplă? De ce are Caluga inimi? Doamne, ok. Opa, ia. Deci, și ați văzut și patul ăla pe care vi l-am dat. Vi l-am dat pentru că ideea este că o să facem acest challenge până când efectiv o să câștige cineva. Ceea ce înseamnă că o să dureze poate zile, luni, ani, decenii, milenii. Cine știe? Da, exact, Sorin. Așa că dacă vreți să participați, vă invit să intrați acum în cerc. Haideți, cine vrea să participe în cerc, haideți.
Mamă, deci chiar participă toată lumea. Ce câștigă? Bă, problemă. Premiul este ăsta, mașina, Caluga. Mașina e premiul. Fonzo. Bă, problemă. Ce problemă, domnul Fonzo? Am uitat să merg la baie înainte. Nu mai aia e, trebuie să faci aici. Trebuie să întoarcă toată lumea. De fapt, stați așa că am o idee. Ia că le-am adus ceva. Deci, în cazul în care aveți nevoie de toaletă, liniște puțin. Eu pot să intru să ies de câte ori vreau. Deci, în cazul în care a fost nevoie la toaletă, aici o să faceți. Pleacă de aici. Aoleu, nu mai vreau. Ok, deci, o să vă rog pe fiecare să vă puneți patul unde vreți. Haideți, acum vă puneți patul, vă luați spawnul de la el, hai. Unde vreți. Dar gândiți-vă cu cap, pentru că încă n-am dat startul, puteți să călcați pe linia roșie, nu e niciun fel de problemă. Puneți-vă cum vreți patul, dar să nu... domnul Fonzo, vă dau afară. Da, bă. Așa, ia uite cum își pune toată lumea. N-ai pat? Cum n-ai pat? Hai că-ți dau eu iară. Doamne, cum n-are fraților ăsta pat că i-am dat? Ia, Crisnel, ia pat de aici. Uite, ia-l pe ăsta, poftim. Dăm cu ok, și de aici cum v-am spus, problema este că sabia aia o să fie pentru... O să vedeți voi pentru ce o să fie, domnul Sorin. Okay. O să vedeți voi. Să ne batem. Așa că o să vă și spun, la un moment dat o să-i micșoreze cercul și o să fie un mic secret, o să vedeți voi cum... Nu, am zis că o să vă zic când, nu acum, o să vă zic când. Așa că, oficial, timerul a început. Așa că cine iese din cerc o să fie dat afară permanent, ați înțeles? O să fiu cu ochii pe voi la orice secundă. Nu! Cine împinge o să fie descalificat. Ai înțeles? Cine mă împinge exilat. O să vă las aici pentru că eu trebuie să mă uit pe camere. Ia, trebuie să luăm... avem ăsta aici, perfect. Trebuie să luăm ăsta de camere. Perfect, este a noastră și asta. O să luăm câte una din fiecare. Bam, perfect. Uite ce face, urlă toți acolo. Doamne, ia că luăm și pe asta aici. Băi, ăsta e buciorul meu, ho. Ce se mai întâmplă pe aici? Cum merge? Eu pot să intru și să ies de câte ori vreau, ați înțeles? Stă creșe pe picioare, nu mai pot. Dar de ce dormiți de pe acum? Că de-abia a început challenge-ul. Păi ce vrei să fac? Păi nu știu, să vă distrați, să vă jucați. Când n-aveți nimic, trebuie doar să vă jucați cu ce aveți. Ce ne jucăm? Vreau să ne batem. Vreau să stai unghiile, Crisnel, vreau să stai unghiile. Deci fii atent, am o provocare pentru toți cei din cerc. Eu cu Crisnel să ne batem și dacă îl dau afară din cerc, o să fie descalificat. Ce ziceți de asta? Vreți? Primul joc al zilei. Da. Ia zic, Crisnel, vrei sau nu? Refuz. A, refuză, da, nu mai ai tupeu acum, nu mai ai tupeu, nu mai vrei să ne batem, mă? Nieee. Trebuie să stai unghiile la picioare. Pleacă, mă, de aici, pleacă de aici. O să revin să văd ce o să faceți. Mamă, deci ideea e că nu le-am dat de mâncare și nu cred că au mâncat, dar trebuie să ne ducem aici pentru că am văzut că domnul Ștefan a deschis un nou burger shop, ați văzut de fapt că vi l-am arătat deja. Și să luăm de acolo niște Big Mac-uri, o să dăm tuturor. Problema este următoarea că o să le luăm, ia să vedem, deci o să le luăm câte un Big Mac de ăsta așa, bam, bam. Cartof nu o să le dăm, o să le dăm doar Big Mac-uri așa ocazional, să vedem, pentru că ideea e că trebuie să-i ținem să și mănânce, pentru că nu trebuie să-i ținem acolo morți de foame sau ceva, că nu trebuie să iasă din cerc morți de foame, deci trebuie să iasă doar că nu mai vor ei sau ceva. Așa că o să mergem acum și ia să vedem. Cine vrea mâncare? Ia uite ce am, cine n-a mâncat astăzi? Eu. Vreți? Nu vă dau. De unde e? Păi de unde am luat? Le-am făcut eu acum rapid. Că le-am făcut, dacă e. Asta e ce ți-ai făcut, ce ai făcut? Am făcut Big Mac-uri, ia uite, Big Mac-uri, ia uite, le vezi, câte, ia uite. Câte, ia zi, câte? Destule. Deci... dacă mă uit la magazin și văd că nu e... Ok, ce se întâmplă? Ia că mănânc și eu unul, ia uite, mamă ce bun e, mamă cât de bun e. Cred că dau eu downgrade. Mulțumim. No, n-ai cum. Măcar pui eu. Eu zic să iasă cineva afară să ne. No. Deci, vă spun de pe acum, cine iese acum... Băi. Vă dau o ofertă de nerefuzat. Cine este acum o să primească magazinul lui Ștefan pe gratis. Cine îmi iese afară e exilat. Cum, mă, băi, vezi că aici nu mai ești primar, încerc, tu nu mai ești primar. Păi da, după aia în afară sunt primar. Păi da, dar până atunci poate rămâi încerc toată viața, ci că poate nu câștigi. Ce faceți, mă, cu patul meu? Bă, ce faceți, mă, cu paturile, ați nebunit? Doamne! O să dormiți pe jos atunci, cine n-are pat doarme pe jos. Doamne, ia că trebuie să ne uităm aici pe camere toată ziua. Noi doar trebuie să-i vedem ce o să facă ei, pentru că până la urmă trebuie să vedem când trebuie să le dăm de mâncare și așa. Ok, și ia să vedem ce mai fac. Deja s-a făcut noapte. Ce ați mai făcut pe aici? Aproape se face noapte deja. Cum mai merge treaba? Ce mai faceți voi pe aici? Ne-am plictisit rău. Aia e, dormiți pe ce apucați. Îmi pare foarte rău, îmi pare foarte rău. Dormiți pe ce apucați, să știți.
Doamne, s-a făcut noapte, da. O să trebuiască să doarmă, deci asta e prima zi și încă se ceartă foarte, foarte mult. Mamă, e noapte, noapte, fraților, să vadă ei că acum noaptea o să vină monștri și de-aia le-am dat săbilia că merg la ei. Salutare, cum mai merge treaba pe aici? Vă descurcați-vă că n-ai și niciunul până acum. Foarte rău, foarte rău. Păi cred că, sincer, s-ar putea să nu vă mai plictisiți pentru că s-ar putea să vină timpul să vă folosiți săbile, dacă știți ce zic. Ce? Opa, o să vină timpul să vă folosiți săbile. Da, cred că m-am prins. Nu pe mine, nu pe mine, domnul Crisnel, nu pe mine. Nu pe mine, domnilor, nu pe mine. Hai, la trei, toți pe o să vedeți voi la ce mă refer. Ia uitați-vă în spate, uitați-vă în spate, repede. Hai, repede. Trebuie să aveți grijă, cine iese din cerc? Oh my god, ia să vedem. Trebuie să avem grijă să vedem cine iese din cerc. Oh! Bă, Crisinel! L-am văzut. Rufonzo! Oh my god, luați-vă respawn-ul. Bă. Nu contează că muriți, doar să nu ieșiți din cerc, atâta. Asta e tot ce contează. Ia să vedem. Ok. Mă, până acum n-a ieșit nimeni. Ok. Mamă, Fonzo! 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 Oh my god! Sorin! Îmi pare rău, domnul Sorin! Deci fii atent, domnul Fonzo! Îmi pare rău, dar... Ați atins linia, s-a văzut, Bă, ce, cum adică? Îmi pare foarte, foarte rău. S-a văzut, da. Hai, vă rog să ieșiți, îmi pare rău. Pentru toți cei dinăuntru, ai Big Mac-uri pentru toată lumea, Mamă. Bă, nu, stai, camera mea, așa. Hai, Big Mac-uri pentru toată lumea. Ia uite, toată lumea are Big Mac-uri. Cine n-are Big Mac-uri? Eu n-am. Tu n-ai? Vino cu aghețarul, ia de aici ghețare. Nici eu n-am. Cristinele! Nici eu n-am. Caluga, dă-i și lui Caluga, da, că ai destule. Băieți ăștia mănâncă tot. Asta e, ia, stai, unde s-a dus Fonzo? Foarte. Sorin, ai tu grijă de ei? La baie. S-a dus la baie, ok, e bine. Deci fii atent, Sorin, ideea e următoarea, că asta a fost prima zi și deja au fost scoși doi oameni. Doar câți mai stăți, să vedem. 2, 4, 6 ați mai rămas pentru premiul cel mare de 100 de năsoși. Mamă, și câte paturi mai aveți? O să vă mai dau niște paturi, să vedem ce mai e pe aici. Deci mai sunt 3 paturi, ia. O să încercați să nu vine mai consumați pentru că ați văzut cât de bine e să aveți paturi, ați înțeles? Nu le mai spargeți, lăsați-le acolo. Și de fapt nu vă dau sfaturi, doar o să vă descurcați voi cum puteți. Am văzut că până acum nimeni n-a avut nevoie la toaletă. Ceea ce mi se pare că am ciudat, adică o să faceți pe voi sau ce faceți? Eu nu fac aici de față cu ei. Păi o să întoarcă toată lumea cu spatele, cum adică? Păi normal, nu? O, mamă, nu, vă uitați! X-Andrei la baie! Iuuu! O să voi pe camere, ne uităm așa pe camere. Ups, ce-i mă camera aia? Ok, ia, ok. Dai că e bine. Nu vă uitați. Bă, cum? Ok, păi nu că m-am uitat pe camere, dar nu camera orientată dinspre. M-am uitat la asta de aici, am avut-o pusă pe asta de aici. Deci, chestia e următoarea, domnul Ștefan, că asta a fost de-abia prima provocare și pentru că mai puțin se duce prima zi, domnul Cristinel! Ce? Da, vreți cumva să fiți descalificat? Aveți grijă, domnul Oana, aveți grijă. Așa. Lasă-l mă pe Fonzo, nu vorbi cu Cristinel. Nu vorbi cu el. Uite, ia un Big Mac. Ok, deci o să vă rog pe toți să stați în mijloc, în mijlocul cercului și să vă uitați în jos pentru că cercul o să-i micșoreze. Ok, și puteți să vă uitați. Ăsta este cercul micșorat. Ia uite-l. Opa. Cercul s-a micșorat. Ce este în neregulă? Ce s-a întâmplat? Păi, noi dacă venim aici la WC, eu practic nu suntem descalificați, deci schimbă. Exact, de acum nu mai aveți voie la toaletă, deci e gata cu ăsta, nu mai stă, gata. Fonzo, uite că Fonzo a fost la toaletă, deci acum este, probabil s-ar putea să fie chiar ultima zi, pentru că văd că deja renunțați, adică deja sunteți foarte nervoși și nu prea mai puteți din ce văd. Mai lasă-l pe Fonzo, nu te duc cu el. Ia să vedem, Oana, ia vină cu Oana. Până acum, cum te simți? Crezi că poți să câștigi premiul cel mare? O să încerc să supraviețuiesc cu acești băieți. Chiar că e greu, e singura fată din acest cerc. E greu. Și probabil că toți râgâie, fac gălăgie, mai ales, uite, Caluga face foarte multă gălăgie.
Bine că nu știam cu Jakey, că ne omora pe toți. Mamă, păi dacă eram eu aici, așa să dea Ștefane. Oh, ai grijă, Ștefan, păi ai grijă, ai grijă. Păi ai grijă să nu fii eliminat. Doamne. Da, domnul Crisnel, ce întrebare aveți? Dacă sap de dedesubt și mă duc pe sub. Nu aveți voie, bineînțeles, pentru că nu aveți cum să săpați teoretic. V-am spus să aveți toate itemele puse acasă. Deci nu aveți cu ce să săpați, îmi pare foarte rău. Nu aveți voie cu pumnii, nu aveți voie să spați. Care sapă, care, da, ți-a lăsat pumnii acasă. Care sparge acest bloc de gres, orice bloc de gres de fapt, orice din cerc, o să fie descalificat, ați înțeles? Orice bloc descalificat. Nu mă interesează, hai, vă las aici. Eu zic să vă puneți paturile pentru că o să fie o seară foarte, foarte lungă. Doamne. Ai, lăsați vrăjeala, lăsați vrăjeala. Ia uite că sunt aici, deci ei fac planuri împotriva mea. Aha, ei fac planuri împotriva mea, mă. Deci Crisnel vrea. Aha, aha. Deci pe Crisnel cred că o să-l. Ia uzi-l. Doamne. O nouă zi. Chiar sunt curios să vedem dacă a ieșit cineva. I-am lăsat pe ceilalți doi acolo să vedem ce se mai întâmplă. Ia că mă duc aici pentru că până la urmă și eu trebuie să dorm. Ia să-i vedem. Ia ce s-a întâmplat aici. O, salut, salut. A ieșit cineva? A ieșit cineva, domnul Fonzo? Nu, vreau să vă anunț. Ia, ce vrei să mă anunțați? L-am văzut pe Crisnel cu un obiect foarte suspect în mână. Ce obiect? Ce avea în mână? A, are dreptate? Ești descalificat. Ești descalificat. Ești descalificat, ești descalificat, ești descalificat. Ești descalificat, domnul Crisnel. Am pus chestia în backpack. Știi că mi-a zis să pună backpack. Aha, toată lumea dați în Crisnel. Hai, toată lumea, toată lumea, toată lumea. Nu, nu, deci toată lumea. Gata, gata, gata. Pauză, pauză, pauză. Crisnel, ia uite Crisnel. Da. Ia uite, nu. Ia uite, ia afară din ce? Ia afară. Bă! A, da, a, da. Ia s-a scăscut și o armă. Ce crede, mă, Crisnel că face? Na, na, na. Nu știu, mă, de unde are arme. Nu știu de unde are arme. Doamne, na, uite la el, uite la el. Crede el că îmi ruinează mie. Dar ce avea exact? Avea o armă sau ce a zis că avea? Da, 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 o armă. Doamne, băi, băi! Băi, Crisnel, pleacă de aici, pleacă de aici, pleacă de aici. Sparge spatul și pune țiliară. Sparge spatul și pune țiliară. Nu mai este. Vezi în cine dai. Pleacă de aici, nu mai ai voie să mai dai în ei. Ghețaru! Ești descalificat, ghețare! Glumeam, 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 glumeam. Okay. A, doamne, domnul Sorin. Ce s-a întâmplat aici, domnul Sorin? Ce s-a întâmplat aici? Uite-l că vine. Deci, domnul Sorin, o să am încredere în dumneavoastră să-l țineți departe, să nu îi troleze pe cei dinăuntru de aici? Îi dau sabie din asta. Uite, puteți lua sabia asta, domnul. Luați-o pe asta. Luați-o pe asta. Tu nu-i mai dați înapoi. Domnul Crisnel, de acum vă rog, liniște puțin, nu mai intrați, deci. Nu e corect. V-am spus să nu aveți niciun item. V-am spus, regulile sunt reguli, domnul Crisnel, regulile sunt reguli. Aveam backpack-ul, uite, regulile. Uite, păi, domnul Sorin și domnul Fonzo, amândoi mi-au spus că ați avut o armă. Amândoi. Domnule Jakey. Da, domnul, am încercat să-l mituiască. Să te mituiască, crede-mă că am văzut pe camere că a spus să astupați toți camerele. Așa că, domnul Crisnel, doar acum vă uitați din afară. Doar vă uitați din afară, atât. Da. Nu luați mașina, nu luăm mașina, lasă-mă mașina jos. Doamne, incredibil, incredibil. Da, e foarte rău. Deci, o să vreau în felul următor. Trebuie să fiți foarte pregătiți toți dinăuntru pentru că o să urmeze o provocare extremă. Așa că aveți mare grijă, ați înțeles? Ok. Nu știi ce o să urmeze, săracii. Hai de capul meu, să mergem aici, mă, să ne uităm pe camere pentru că o să fie ceva nebunez rău de tot. Opa, provocarea începe. Provocarea începe, ia uite, dar nu, că Fonzo n-are, l-a luat Fonzo pe el, a început provocarea și a luat ei, doamne, doamne, ia uite, ia uite, ia că vine, vine, ia să vedem cine o să fie scos, nu, Ghețaru, Ghețaru, nu pot să cred, ai de capul meu, Ghețaru, fraților, a atins linia, nu! Oh my god, Ghețaru, l-am văzut, bă, l-am văzut, din păcate, nu pot să cred, domnul Ghețaru! Domnul Ghețaru, îmi pare foarte rău, dar din păcate a scălcat pe linia roșie. Oricum, ideea este că mă așteptam să rămână, deci asta mă așteptam să fie ultima provocare, dar aparent a rezistat foarte bine, deci extraordinar de bine ați rezistat toți. Dar domnul Ghețaru, da, sunteți liber să ieșiți din păcate. Asta este chiar... Da, domnul Sorin, ce s-a întâmplat? Vedeți că un ribagir a plecat prin partea aia. A, mai e unul. L-a luat fuză pe el. Da, e ok, dar
În momentul de față sunteți doar 4, ultimii 4. Mamă, e nebunie totală ce se întâmplă pe aici. Ideea este că urmează ca cercul să se micșoreze, așa că vă rog să vă uitați doar în 4, Doamne, pentru că nu aveți voie să vedeți. Gata, puteți să vă uitați exact așa arată cercul vostru. Doamne, cere de fost-o de ei și el a fost primul care a fost eliminat, uitați-vă la el. Da, deci... vor ultimii 4. Ideea este următoarea că a fost o puțin plecat și deja mi s-a micșorat. Da, exact, exact, exact. Li s-a micșorat iară cercul. Urmează să treacă o zi care s-ar putea să fie ultima zi, cea mai complicată zi, deoarece cercul este foarte minuscul și probabil că sunteți unii dintre voi care nu mai rezistați și aveți nevoie la baie, dar atâta mai avem. Câte un burger pentru fiecare. Cine apucă să ia bine, cine nu, aia e. Ia, cine le-a luat? Ok, cine n-a luat deloc? A, aveți toți câte un burger, ok, perfect. Tot dulce, dacă îmi dați burger. Sus. No, 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 deci nu ai voie să dai nimic. Cine ia iteme de la Crisnel o să fie descalificat. Nu aveți voie să luați iteme de la alții în afară de mine, așa că o să vă las să vă petreceți ziua aici, să vedem ce o să mai faceți. Băi, 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 nu le mai da, nu le mai da. Hai, lasă vrăjeala. Bravo, Sorin, bravo, domnul Sorin. Ia, uite, e acolo, iară s-a făcut noapte, deci aproape, fraților, trecem la ziua a doua și ei chiar rezistă, deci mi se pare incredibil cum încă rezistă acolo. Ia, uitați-i pe toți patru, nu ai și niciunul până acum, mi se pare foarte interesant, deci toată lumea avea premiul la cel mare, dar ideea este că următoarea provocare s-ar putea să decidă cine o să iasă sau, de fapt, câștigătorul, de ce nu? Pentru că s-ar putea să fie o provocare extrem de grea. Ia, e timpul de noua provocare. Ia, uite-i scheleții acolo. Ideea e că momentan nu vin, dar o să-i trag eu spre ei. A, salutare, salutare, vă rog, domnul Crisnel, dădeți-vă de aici, nu mai spargeți ăla, că nu este al dumneavoastră, bine, vă rog. Bine, 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 bine. Stați departe de cerc, stați departe, stați departe, departe. Fonzo, Fonzo, Doamne! Departe, departe, departe să nu dea după voi, ideea e că trebuie să dea doar după ei, aveți grijă că urmează. Ia uite-i, mamă, oh, cred că asta o să fie provocarea finală. Oh my god, oh my god. Exact, asta e provocarea. Trebuie să aștepta să facă zi, probabil, ca să... Mamă! Trebuie să stați neapărat aici, deci asta e chestia. Trebuie să stați aici neapărat, să aveți foarte mare grijă. Domnul Fonzo, vreau să stați departe de ei. Domnul Fonzo, stați departe de ei. Ia, ok, a intrat unul aici, ok. Cei care îmi dă 20 și eu mor pe toți. Liniște, mă, liniște. Ok. Bă, mor, ce facem okay. Aici? Mamă, mă, da, se bat între ei, deci ideea e că asta e provocarea. Trebuie să nu ieșiți din cerc, atât. Acum, așa? Ia, o să încercăm să uităm după toți. Ia să, bă, să mâncăm noi o cărniță. Nu, 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 o să vezi, o să fie departajări și cel mai probabil o să-i pune să bat între ei. Deci, unul trebuie să rămână, asta e clar. Pe mine. Nu, ai grijă, Sorin. Ok, ia să vedem. Mă, dar când se face, mă, mamă! Doamne, deja uite câte... Da. Deci e incredibil, e incredibil. Să-mi dea creșinătatea alea. Ai de capul meu. Ai, domnul Schelet, dați-i el, domnul Schelet, dați-i el, domnul Schelet, așa. Mamă, de ce l-a eliminat pe Crisnel? Crisnel, ce caută acolo? Eu nu înțeleg. Ia uite. Nu știu. Aveți mare, mare grijă. Ok, folosiți-vă de... Bă, de ce dă, bă, domnul Schelet după mine? Domnul Schelet, nu mai dați după mine, domnul Schelet, că eu nu sunt rău, nu fac parte din challenge. Mai sunt 3. Mai sunt 4, cred. După calculele mele, pardon, mai sunt 4. Și văd că se trage după Ghețaru, domnul Ghețaru. Aveți grijă, bă, pleacă-mă de aici. Doamne. What? Oh my god, deci... A trecut atât de mult timp cât s-a făcut zi. Aleu. Doamne, deci nu pot să cred că ați rezistat toți. Toată lumea a rezistat. Ei bine, ideea este că... Ce zici, Sorin? Sorin, ia veniți și tu, dumneavoastră, domnul Ghețaru, veniți încoa și dumneavoastră, Fonzu. Deci, okay. O să vreau să fie ultima provocare, pentru că deja au trecut 2 zile în care n-au fost nici la toaletă, nici n-au mâncat, așa că cred că e timpul să terminăm challenge-ul, pentru că nu mi se pare normal. Adică nu vreau nici să-i țin prea mult aici, pentru că nu prea avem resurse să le dăm așa multe, deci cred că e timpul să-i punem să se bată între ei, ce de asta. A, da, da, bună idee. Da. Ok, da, vă rog, vă rog, liniște și uitați-vă la mine ce urmează să fac. Hai, Caluga. Doamne, doamnelor și domnilor, era zic doar domnilor, dar am uitat că este și o domnișoară aici în cerc. Ideea este că nu n-aveți, deci vă rog ieșiți din cerc, vă rog. Stați acolo pe margine, domnul Crisnel. Fiți și dumneavoastră calm. Da, am văzut, nu-i problemă. Domnul Ștefan, domnul Caluga, domnul X-Andrei și doamna Oana. Urmează ultima probă. Ați auzit bine, ultima probă. Care ultima probă constă în asta. Paturile, vă rog, ridicați-vă, îmi pare rău. Puneți acolo blocurile. Paturile, dați-le mie toate, toate paturile mie. Tot, toate paturile, toate, perfect. Deci fără paturi și urmează exact în felul următor. Exact, Ștefan. Fiecare luați-vă un colț, dar aveți grijă să nu atingeți. Doamne. Nu atingeți, aveți grijă. Nu atingeți. Eu n-am aia e, domnul, aia e. Aia e, n-am ce să fac.
Na, astea sunt regulile, v-am dat ce am putut. Deci, ideea e următoarea, că o să vă pun să vă bateți între voi și cine rămâne ultimul o să câștige mașina. Așa că acum puteți să atingeți linia roșie, dar să nu treceți de ea. Asta e noua regulă. Să atingeți, puteți să o atingeți, dar nu treceți de ea. Deci acum puteți să o atingeți și acum. Se pune, nu e niciun fel de problemă. Exact, doamna Oana, nu aveți nicio problemă, sunteți total normal aici. Băi, Crisnel, nu o împinge, nu o împinge, da. Nu o împinge, n-auzi? Așa. Deci, bătălia vreau să înceapă în 3, 2, 1, start. Ia să vedem. Ia să vedem. Ok, ok. Okay. Oh, nu, a fost pe limita, a fost la limită. Oh. Oana, nu. Oana. Ok, ok. Ia să vedem. Am văzut. Xander oricum a fost eliminat și ultimii doi, ultimii doi. Caluga și Ștefan, Caluga sau Ștefan? Cine să fie? Cine să câștige? Se fac cu pumnii. Oh my god, Caluga sau Ștefan? Cine să câștige? A câștigat Ștefan, bă Ștefane, bă Ștefane, bă. Bă Ștefane. Ai câștigat premiul cel mare. Poți să te duci să iei aia și să fugi cu ea, să o duci unde vrei tu. Hai. Ia-o și fugi cu ea. Ia-o și fugi cu ea. Așa. Da, de ce e stricată? Păi pentru că au dat scheleții în ea, dar poți să o repari la serviciul de lângă. Da, deci, n-a fost corect. Veniți toți aici, adică veniți toți aici. Ideea e, domnul gata. Andrei, pentru că nu am vrut să vă țin prea mult. Deja au trecut două zile. Sunt 100% sigur că ați fost toți în form. Aia este. Da. Ideea este că eu v-am dat o singură sabie și v-am zis să vă folosiți de ea cu cap, pentru că știam că asta o să urmeze. Aruga. Nu v-ați folosit de ea cu cap, așa că da. Ha, oricum ideea este că pentru participare o să vă dau tuturor un cadou. Stați aici. Haideți, haideți, haideți. Deci, cât suntem? 2, 4, 6, 7. Deci, Caluga, vino la mine. Vino la mine în față. Luați de aici, domnul Caluga, premiul dumneavoastră pentru participare. Domnul Sorin, veniți încoace. Veniți încoace, domnul Sorin. Luați aici premiul. Hai, domnul X Andrei, veniți aici. Ați fost al treilea om. Deci, dumneavoastră ați fost top 3. Felicitări. Doamna Oana, veniți încoa. Îmi pare rău, am luat-o. Ia de aici, ia de aici. Doamna Oana, îmi pare rău. Ați spus locul 4. E foarte, foarte bine. Adică, da. Wow, e perfect aproape. Domnul Ghețaru, dumneavoastră v-am dat, am uitat. Nu v-am dat, nu? Luați nu, de aici. Da, da. Mai avem pentru domnul Fonzo, veniți încoa, domnul Fonzo. Hai că de aici. Domnul Fonzo, luați de aici, domnul Fonzo. Bine, mă. Și vă mulțumesc că ați participat. La revedere. Bă! Cristinel nu primește nimic. Cristinel nu primește nimic. Nu rezolvă dacă mă elimină, pentru că nu-i mai dau nimic oricum. Așa că da, fraților, ăsta a fost jocul. Din păcate, de fapt, nu din păcate, din fericire, Ștefan a câștigat, premiile au fost date. Și ia că mergem aici la, rapid, rapid la casa JK, nu mă mai poate vedea. Și da, fraților, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe la următorul episod. Și pa, și pa.